Luigi era lângă mine atunci, nu știu dacă mai aveam timp de așa ceva. La 250 de centimetri cu Florian Pop revenea găsind sponsorizarea pentru o motocicletă model 96. Am avut emoții mari până să-mi cumpăr motocicleta. Mai am și în continuare emoții pentru că, fiind prima etapă, am primit motocicleta târziu, n-am reușit să mă antrenez încă, să ajung la valoarea maximă și apoi nu știu care e diferența de valoare între mine și adversarii mei. Și diferența de valoare, într-adevăr, s-a menținut. Florian Pop, campionul sezonului 1995, dispunea, deci, în acest sezon de o motocicletă Suzuki model 1996. Printr-o sponsorizare a clubului său, Motostar din Buzău, sponsorizare obținută de la firma de asigurări Avia, Florian Pop cheltuia aproximativ 13.000 de mărci și astfel începea sezonul cu echipament de ultimă oră. Cu numărul 1 de concurs, Florian Pop s-a impus în fața numărului 11, Vitali Gonciarov, principalul său adversar din 1995, Vitali Gonciarov alergând pentru Astra Brașov. Gonciarov a fost depășit chiar din startul acestei prime manșe și Florian Pop s-a impus în fața moldoveanului ce alergă pentru clubul brașovean. Pentru poziția a treia, bătălia s-a dat între cei doi echipieri de la Vectra BK din Zărnești. Cu numărul 23 de concurs în prima manșă, Dorin Titilincu a reușit să-l surprindă pe numărul 37, Ernest Müllner, ocupând astfel poziția a treia. Ernest Müllner se mulțumea cu locul 4 în prima manșă, însă spera ca în manșa a doua să refacă acest handicap. Dorin Titilincu a fost învins de Florian Pop, însă zărneșteanul nu a abordat această etapă în plenitudinea forțelor sale datorită unei boli ce persistă. Numărul 5 de concurs, Mirel Pandrea, alergător pentru Astra Brașov, obținea poziția 6 în această primă manșă. Florian Pop trecea linia de sosire și îi învingea pe cei doi favoriți de la Vectra BK. Numărul 37, Ernest Müllner, trece linia de sosire în poziția a patra și declara: eu sunt în acest campionat venit ca să îmbunătățesc, să zicem așa, valoarea sportului cu motor în țara noastră și pe pistele de competiție. Ștacheta mea de comparație nu este Pop Florian și bine, sunt niște ambiții mai din vechi, sunt niște diferențe de vârstă. Vreau să fiu în apropierea lui. La clasa 250 de centimetri cubi a motocicletelor CZ, Alexandru Ilieș nu a oferit nicio șansă adversarilor săi. Stelistul, deși nu a dispus de o motocicletă performantă cu care să se înscrie la clasa motocicletelor speciale, a reușit să treacă primul linia de sosire aici, obținând victoria în ambele manșe și preluând conducerea în clasamentul general al piloților. La 80 de centimetri cubi, Olga Bridenco debuta în campionatul național. Ți-a fost greu să te bați cu băieții? Te-ai antrenat mult pentru asta? În jumătate de an. Și la 80 de centimetri cubi, însă lucrurile au fost clare. Olga Bridenco ocupa locul 2, însă Andraș Tamaș domină în continuare clasa. Cei mai aplaudați la Câmpina au fost însă piticii. Cu numărul 6, Alexandru Covaș Timișoreanu reușea victoria la 50 de centimetri cub la doar cei 10 ani ai săi. Cu numărul 20 însă, Alexandru Dumitrescu, la doar 6 ani și jumătate, reușea să încheie prima manșă obținând 11 puncte. Îmi place! Ce? Pe concurs! Și concursul a continuat cu nou creata clasă 500. Doar doi alergători au făcut debutul acestei clase, deși Marcel Butuza trebuia să fie al treilea. Ce s-a întâmplat? Ne așteptam să vă vedem la clasa 500. De ce nu ați mai alergat? Am vândut motocicleta. Între timp? Între timp, în pauză.
În manșa a doua nu s-a întâmplat nimic nou. Cătălin Duță reușește să încălzească din nou fanii săi și obține a doua victorie în debutul sezonului 96. Câmpineanul adună 40 de puncte în clasamentul general, iar următoarele trei poziții au fost neschimbate ca în prima manșă. Ca urmare, în clasamentul general, Duță este urmat de Luigi Mihail cu două poziții secunde obținute la Câmpina. Locul 3, Valeriu Răileanu cu cele două locuri 3 obținute aici, iar pe 4, Marcel Butuza. Pe 5, Viorel Boțoacă de la Motostar Buzău, pe 6, Octavian Ionescu de la același club, iar pe 7, Ciprian Popescu de la clubul din Câmpina. La 250 de centimetri cub l-ați recunoscut pe același Florian Pop. Numărul 1 al sezonului 1995 a dominat și această manșă. Deși